Bine v-am găsit pe tutoriale video, eu sunt Dragoș și în clipul de astăzi o să vedem cum putem activa funcția Sleeping Tabs în browserul Microsoft Edge. Această funcție ne ajută să economisim resurse atunci când avem browserul Microsoft Edge deschis și poate să pună în sleep taburile inactive deschise în browser. Pentru început, vom merge în bara de adrese de sus și aici scriem edge://flex. Ajungem pe această pagină și aici în căsuța de search scriem sleep. Ne interesează prima opțiune, enable sleeping tabs. Este setată pe default în acest moment. Funcția de bază nu este activă în browser, însă o putem activa dând click aici și alegând Enable. Ne cere să dăm un restart la browser pentru ca modificarea să aibă efect. Acum funcția este activă. Dacă mergem pe aceste trei puncte și alegem Setări, aici în partea stângă dăm click pe System și observăm că avem această secțiune. Înainte nu o aveam disponibilă în browser, de salvare a resurselor. Și observăm că avem bifată această opțiune în urma modificării pe care am făcut-o aici. În descrierea acestei opțiuni ne spune că atunci când opțiunea este activă, taburile inactive vor intra în sleep după o perioadă de timp specificată pentru a salva resursele sistemului. Conform celor de la Microsoft, dacă activăm această opțiune, putem să salvăm undeva la 29% din resursele sistemului atunci când avem Microsoft Edge deschis cu o mulțime de taburi și, bifând opțiunea, taburile respective, în momentul în care nu mai sunt accesate, ele bineînțeles devin inactive. După perioada de timp specificată de noi, acestea vor intra în sleep și vom economisi astfel resursele sistemului. Dacă mergem puțin mai jos, de aici putem să alegem perioada de timp după care taburile să intre în sleep. De bază este setat să intre după 2 ore de inactivitate. Putem să alegem 30 de minute sau 15 minute. Eu o să las pe 15 minute. Și dacă avem o mulțime de taburi deschise, după 15 minute vor intra în modul sleep. De asemenea, dacă dorim ca anumite site-uri să nu intre în sleep, putem să apăsăm aici pe Add și introduceți numele site-ului care nu doriți să intre în sleep atunci când îl aveți deschis într-un tab în browserul Microsoft Edge. Scrieți site-ul, dați pe Add și va apărea aici o listă cu excepțiile introduse. Cam asta este opțiunea. Este o opțiune utilă și în felul acesta o putem activa pe browserul Microsoft Edge. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui tutorial și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!